Un marinar român în vârstă de 57 de ani este dat dispărut de către familie după ce nu au mai reușit să-l contacteze la bordul navei pe care se afla în Marea Galbenă. Rudele lui Petrică Mandeș, ofițer, unul mecanic pe vasul comercial Hoahie, aflat sub pavilion maltez, spun că acesta a dispărut de la bord în noaptea de 5 august 2015, în timp ce nava se afla la 180 de mile est de coasta Chinei. Bărbatul în vârstă de 57 de ani are o experiență pe mare de 30 de ani. El a semnat în 15 iulie primul său contract de angajare, iar în 15 iulie a plecat spre Australia pentru a se îmbarca pe nava acostată în portul Headland. În 20 iulie, vasul a plecat spre portul chinezesc Cao Feidian, unde era așteptat să ajungă pe 9 august. La câteva zile de a ajunge în port, vedeți aici este portul, la câteva zile, deci cam în zona, chiar în mijlocul Mării Galbene, a fost dat dispărut de la bord. Dimineața, când se iasă din cap, nu a mai fost găsit. În toate cazurile, și au fost cazuri destul de multe de dispariție la bord, nu s-a găsit niciodată împrejurarea în care a dispărut navigatorul. În 5 august, data la care nava se afla în largul Mării Galbene, familia lui Petrică Mandeș a primit un telefon prin care era anunțată că acesta dispăruse de aproximativ 10 ore de la bordul navei și că nu se știe nimic despre el. În noaptea de 4-5 august, Petrică Mandeș efectua serviciul de cart programat între orele 4 și 8, fiind asistat de un motorist filipinez. Din informațiile oferite de colegii rezultă că acesta ar fi fost văzut ultima oară la ora 4:30 cu o cafea în mână, moment din care nu se mai știe nimic despre el. Șeful mecanic a fost informat abia la ora 7:35 cu privire la dispariția lui Mandeș, când au fost demarate acțiunile de căutare a acestuia. La ora 10, toate navele din zonă au fost alertate și rugate să contribuie la căutarea lui, vasul Hauhie schimbându-și cursul pentru a-l căuta până la ora 20, ora locală, când operațiunea a fost încheiată. Menționăm că nu au fost efectuate căutări prin scufundări sau la suprafața apei, ci numai de pe puntea navei, susțin reprezentanții legalei familiei într-un comunicat de presă. Potrivit lui Adrian Mihalcioiu, reprezentantul Federației Internaționale a Transporturilor în România, instituția nu se poate implica în acest caz deoarece China nu este parte a statelor membre ale Federației, iar marinarul nu era nici măcar membru al Sindicatului Liberal al Navigatorilor. În momentul în care se constată dispariția navigatorului de la bord, se alertează imediat centrele de căutare din zonă, cel mai apropiat, se informează compania, nava întoarce din drum și se comandă navei și ofițerii și marchează perimetrul de căutare. Perimetrul de căutare, de regulă, este să ia în calcul perioada când a fost, care a trecut de când a fost văzut ultima dată navigatorul până când a fost dat dispărut. Nava se întoarce în punctul în care, sau cel mai apropiat punct în care a fost văzut navigatorul în viață și de acolo perimetrul de căutare în zona interioară a acelui perimetru. De regulă mai vin la căutare și alte, mai participă la căutare și alte nave care se află în zonă sau mijloace aeriene, elicoptere, avioane, dacă permite situația și nu este foarte departe de Chiu. Apoi, în următorul port, dacă căutările s-au încheiat și navigatorul nu a fost găsit, căutările, în primul port se face o anchetă, în mod normal se face o anchetă și se iau declarațiile navigatorilor. Am înțeles că aici la mașină exista și o cameră de luat vederi pentru a încerca să se găsească sau să știe împrejurile în care navigatorul a dispărut. Tot acest raport se intre și în posesia familiei. Ministrul Afaceri Externe este și el parte în tot acest proces, pentru că și Ministrul Afaceri Externe se interesează de ancheta respectivă și ei au contact cu autoritățile care trebuie să facă această investigație. Familia marinarului reclamă faptul că, deși conform procedurilor, vasul Hoahie ar fi trebuit arestat pentru efectuarea unei investigații, acesta a părăsit nestingherit portul Cao Feidian, primul unde a acostat după dispariția marinarului român.